Bun venit la Starea Libertății. La nivelul oamenilor politici de la noi, în dezbateri, n-am auzit vorbindu-se deloc despre Nobelul pe economie de anul ăsta. Un Nobel câștigat pentru una dintre problemele cele mai mari, combaterea sărăciei. Dar până la combatere, cei trei câștigători au făcut ceva esențial. Au înțeles sărăcia, au cercetat să vadă ce este sărăcia. Economiștii noștri au aflat că de cele mai multe ori săracii și sărăcia sunt lucruri de care politicienii se folosesc, iar ceilalți cetățeni, pe urmele lor, fie îi urăsc pe săraci, fie îi compătimesc. Oricum renunță să înțeleagă problemele și, pe cale de consecință, să ajungă la soluții simple. Oamenii ăștia spun așa: din păcate, această înțelegere defectuoasă afectează grav lupta împotriva sărăciei globale. Problemele simple cer soluții simple. Domeniul politicilor antisărăcie este plin de miracole imediate ce se dovedesc a fi, de fapt, nu tocmai miraculoase. Cei trei economiști au studiat ce cumpără populația săracă, cum asigură sănătatea copiilor, de ce copiii familiilor sărace, deși merg la școală, nu învață chiar multe lucruri. Au urmărit în același timp să afle cum se hrănește segmentul populației sărace, observând că accentul este pus pe calorii, nu pe nutrienți. Bineînțeles, de aici mai departe se pot trage multe concluzii despre sănătate. Esther Duflo, cea mai tânără laureată a Nobelului, la 46 de ani, a consumat banii ONG-urilor în diferite moduri, pe diferite programe, încercând să afle cum se cheltuiește mai bine un dolar, cum ajută el efectiv la combaterea sărăciei. Discuția aici este extrem de utilă. Nu de alta, dar ne-am săturat să vedem cum ONG-uri care combat sărăcia ajung să combată doar sărăcia angajaților, a consultanților și a celor care conferențiază, transformând ONG-ul într-un fel de business care produce pentru propria bunăstare. Cunoaștem al naibii de bine ce se întâmplă în România, iar banii europeni n-au făcut decât să înflorească industria ONG-istică. De cele mai multe ori se bagă sume imense, iar la final niciun rezultat. Dar știți cum e, măcar rămân politicienii și instituțiile cu impresia că au făcut tot ce era posibil. O minciună, e doar o spălare de păcate publică și o hrănire a ONG-urilor cu bani, cu foarte mulți bani. E uimitor să afli de la acești economiști că soluțiile nu erau de cele mai multe ori în cine știe ce programe complicate, ci în acces la informație și într-o abordare diferită a educației. Uite, un simplu exemplu din domeniul sănătății: educația sexuală de la o vârstă mică, informarea în legătură cu transmiterea HIV sunt cele care au făcut minuni în combaterea SIDA. Dar pentru asta, nu-i așa, ar trebui să ai o societate în care educația sexuală să nu fie văzută drept televiziunea porno a diavolului. Una peste alta, probabil că politicienii noștri știu ei mai bine cum stă treaba și cu sărăcia, din moment ce nu iau în discuție ce zic trei câștigători ai premiului Nobel. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.